Astra Giurgiu trebuie să spele rușinea înfrângerii din meciul cu CFR Cluj, joi la Târgu Jiu. Echipa lui Dorinel Munteanu are o misiune grea cu Pandurii, care a câștigat ultima etapă în deplasare la Petrolul Ploiești. Gorjenii au urcat pe locul 9 în urma ultimei victorii, în timp ce Astra a căzut pe poziția 5-a și se află într-o scădere de formă pe fondul arestării finanțatorului Ioan Niculae. Budescu și Enache se gândesc doar la victorie în meciul cu finalista Cupei Ligii. Un meci foarte greu. O echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne adunăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperați, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să ne păstrăm. În meciul tur, în etapa 8-a, Astra a câștigat cu 2-1 meciul cu Pandurii prin golurile marcate de Bucari și Joauzinho. Astra nu a mai câștigat în deplasare de 5 etape atunci când Dorinel Munteanu debuta pe banca Astrei în meciul cu FC Botoșani, câștigat de Giurgiuven cu 2-0. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu se joacă joi de la ora 19:15, însă nu este singurul meci al giurgiuvenilor din săptămâna mare. Campioana României, Steaua, vine la Giurgiu duminică în seara de Paște.